afară, hai că merge afară. Ieși afară, stai să stai să eu. Persoanele surde și copiii acestora au fost vizitate de Moș Crăciun. Acesta nu a venit cu mâna goală și le-a lăsat daruri consistente tuturor. A fost foarte frumoasă acțiunea, pentru că aceasta este ultima acțiune organizată de filiala surzilor din Pitești. Sfârșitul anului 2014 am avut multe acțiuni până în prezent și cu aceasta încheiem acțiunile organizate de filiala Pitești. Vrem să mulțumim pe această ocazie primăriei Pitești, cu sprijinul căreia am putut organiza această acțiune, făcând o mică bucurie persoanelor surde și copiilor acestora.